Da, mai întâi, sigur că aș face o scurtă retrospectivă. Suntem la finalul celor 30 de etape de campionat regular și înaintea unui alt campionat care înseamnă acest play-out. Da, am obținut 33 de puncte. Nu știu, alții trebuie să zică dacă sunt multe, dacă sunt puține. Din punctul meu de vedere, sunt ceea ce am arătat pe teren, dar aici, sigur, n-aș vrea să se uite foarte multe lucruri, așa cum am spus cu ceva timp în urmă. Suntem după o perioadă de mare secetă în ceea ce înseamnă fotbalul. Au fost foarte multe lucruri de făcut în ultima perioadă, mă refer în ultimii 2 ani, de când s-a retrogradat în a doua divizie. Foarte mulți jucători schimbați, antrenori, și vă dați seama, nu este ușor să, într-un timp relativ scurt, să ajungi să creezi omogenitate, să creezi relații de joc, să creezi o atmosferă propice performanței. Nu în ultimul rând, sigur, dacă e să vorbim strict despre punctele făcute, un punct la fiecare joc sau un punct și foarte puțin la fiecare joc, probabil că puteau fi mai multe. Au fost foarte multe jocuri în care micile detalii au făcut diferența. Sunt convins că în alte condiții puteam să obținem mai mult. Să nu uităm modul cum ne-am format în vară. Una este să joci în Liga a doua, altceva este să joci în Liga a întâia. A fost o perioadă dificilă, o perioadă cu foarte multe frământări la nivel de lot de jucători. După care, sigur, știm cu toții, chiar dacă văd că foarte multă lume ne spune că suntem o echipă privilegiată sau alintată, sau cum ni se mai spune, noi suntem o echipă care ne-am rezumat la condițiile actuale și de infrastructură, și de pregătire, și de alte, vorbesc la parte financiară, și nu cred că am dezamăgit cu ceva. Din contră, eu zic că băieții și-au făcut datoria, împreună am reușit să facem aceste rezultate, toți cei care formăm în momentul de față această familie numită Poliaș, indiferent că vorbesc aici de jucători, de colegi ca staff, de colegi din conducerea administrativă, de toți ceilalți care ne-au fost alături în această perioadă, n-a fost ușor. Eu zic că, sigur, de fiecare dată putem să facem mai mult, dar una peste alta, asta am realizat în momentul de față. Și dacă stau bine să mă gândesc, la finalul celor 30 de etape, am fost o echipă care am reușit să fim deasupra, să ne clasăm deasupra liniei care, să spunem, duce spre Liga a doua direct sau chiar spre acele două poziții de baraj. Sigur, s-a terminat un campionat și începe un altul în care, sigur, că condițiile vor fi speciale, va fi foarte multă miză, partide încrâncenate, partide în care adversarii vor încerca să greșească cât mai puțin, ca de altfel și noi. Este foarte important modul cum ne vom prezenta la toate aceste jocuri din punct de vedere al concentrării, al atitudinii. Și la finalul celor 9 etape de play-out, sigur că ne dorim cu toții să ne îndeplinim obiectivul. Vis-a-vis de partida de la Galați, sigur ne-am dorit foarte mult să obținem acea victorie care ne-ar fi dat posibilitatea să jucăm în fața propriilor suporteri, n-am reușit, dar începe un alt campionat, nu mai putem întoarce timpul și va trebui ca de la partida următoare să fim foarte, foarte conectați. Întâlnim o echipă pe care o cunoaștem, o echipă luptătoare, o echipă care joacă la sacrificiu din primul până în ultimul minut. Mă folosesc de prilej să spun că mi-aș dori foarte mult ca, virgulă, Comisia Centrală să fie mai inspirată atunci când face delegările la astfel de jocuri. Știm cu toții că sunt meciuri cu încărcătură emoțională, cu miză, și cred că e nevoie de arbitrii care pot să țină jocul în mâini, pentru că la ultima partidă de campionat, fără să fiu misogin sau răutăcios, consider că în anumite momente jocul a fost puțin scăpat din mână de domnișoara Demetrescu. Au fost momente în care au fost faulturi clare din partea gazdelor și sigur că știm cu toții că o echipă care prestează acest tip de fotbal
trebuie să aibă și un arbitraj pe măsură, respectiv care nu permite astfel de, știu eu, elemente care numai din fotbalul mondial nu fac parte. Au fost foarte multe elemente din alte sporturi, dar aș vrea să mă opresc aici cu comentariile. Partidă dificilă, ca toate celelalte, este important să învățăm de la ultimul joc unde am greșit. Consider că puteam să ne apropiem victoria dacă eram mai atenți. N-a fost să fie, sperăm să învățăm din toate acele greșeli pe care le-am făcut, nu doar la jocul de la Galați, ci și la alte jocuri și să încercăm să acumulăm puncte, pentru că de data asta nu se mai joacă pe 0,5 puncte sau pe 1,5 puncte, ci se joacă pe un punct și pe 3 puncte. Întrebări. Ce s-a întâmplat cu repriza a doua? Ați avut foarte multe meciuri în ultima perioadă cu căderi în repriza a doua. Și cu Dinamo, da, sunt. Le analizăm. Nu, ce s-a întâmplat. Nu există. Nu este o explicație științifică la care se așteaptă toată lumea. E foarte ușor după joc să... Cum vă explicați? Ce s-a întâmplat? Poftim? Am condus la pauză. Altă dată am fost conduși la pauză și am întors rezultatul. De fiecare dată, ăsta e fotbalul. Sigur, are foarte multe momente decisive, este făcut din momente. În momentul în care nu gestionezi bine o anumită situație de joc, totul se poate întoarce. E foarte importantă starea mentală, psihică, cred că mai mult decât orice altceva, pentru că noi am demonstrat, n-a fost cazul nici într-un moment, așa cum aud tot felul de inepții, că echipa în a doua repriză a luat goluri și a picat fizic. În niciun caz, atunci când iei gol în minutul 92, nu pici fizic, sau în minutul 94. Am demonstrat, la meciul de la Cluj am marcat în minutul 87, cu Rapidul, și vorbim de echipe foarte bune, am întors rezultatul în a doua repriză și s-a demonstrat că suntem o echipă care avem potențial fizic suficient încât să putem să ducem orice partidă, chiar și din două în două zile, așa cum s-a întâmplat. Și n-am pierdut pe terenuri adverse, care sunt terenuri grele la Craiova. Am jucat acasă cu Dinamo, n-am pierdut jocul. Chiar dacă am avut probleme de joc, asta e altceva. Asta nu înseamnă. Sigur, e foarte important în cele nouă etape rămase să ne păstrăm lotul intact ca și stare medicală. Pentru că apar toate aceste probleme și în momentul în care îți lipsesc unul, doi sau mai mulți jucători, vă dați seama, totuși suntem o echipă nou promovată, nu avem de fiecare dată înlocuiri la nivelul celor care sunt pe teren poate de la început sau unor jucători importanți din echipă. N-aș vrea să uite lumea acest lucru, am jucat fără 4 jucători importanți în toată această primăvară, în foarte multe momente ale etapelor de campionat și nu este ușor. Cred că nici pentru echipă să joace fără 4 jucători importanți, cu atât mai puțin și noi. Spunea și dumneavoastră după ce meciuri foarte închise, la siguranță, probabil nimeni nu va risca în play-out. Cum încercați să abordați măcar cu meci? Toate meciurile le abordăm la fel. Le abordăm la victorie, încercăm să câștigăm meciurile, nu putem să abordăm meciurile la egal. Eu, cel puțin, de fiecare dată voi aborda meciurile la victorie. Sigur că de fiecare dată jocul îți arată în ce stare ești, după care trebuie să știi să gestionezi, pentru că un punct e mai mult decât nimic. Dar v-am spus, nu putem merge undeva să spunem, domnule, mergem și facem egal sau jucăm la egal. Și stăm 89 de minute și ne apărăm și după aia luăm un gol și nu mai putem să facem nimic. Nu, va trebui să jucăm, să abordăm jocurile la victorie și funcție de situațiile dintr-un anumit moment al jocului, va trebui să ne adaptăm foarte rapid și să vedem ce putem scoate din meciul respectiv. Important este să scoatem de la meci cât mai mult posibil. Sigur, vor fi meciuri, am spus, nimeni nu riscă, am demonstrat că împotriva echipelor bune de multe ori au avut partide mai facile pentru că sunt echipe care ies la joc. Probabil vom întâlni echipe care joacă foarte închis și să speculeze doar o eventuală greșeală sau eventuală fază în moment fix sau un contraatac. Dar am spus, noi trebuie să ne facem jocul nostru, dacă vom încerca să schimbăm ceva în structura noastră, cred că vom avea mai mult de pierdut. Asta să fie motivul pentru care ați obținut paradoxal rezultatul în public cu echipele din play-off decât cu cele... Nu știu, eu nu pot să fac statistici de genul ăsta, v-am spus. O explicație logică este clar. Faptul că cei care vin
și ei sunt, pleacă din postura de favoriți. Normal că ies mai mult la joc, încearcă să construiască, să deschid mai mult. Iar ceilalți, sigur, vin să baricadează, ca să spun, mult mai bine în apărare, închid mai mult spațiile și probabil că în anumite momente vor să speculeze doar o eventuală greșeală. Fiind o echipă nouă promovată cu mai puțină experiență, probabil că în anumite momente am avut greșeli care ne-au costat puncte. Dar sunt convins că de la an la an acești jucători trebuie să devină mai buni. Vom lega mai bune relații de joc, vom lega mai multă, știu eu, mai multe relații de... Vom fi mai uniți, pentru că e normal. Dacă nu ești omogen, e foarte greu. S-ar putea la un moment dat unul să nu se simtă cu celălalt și din acest motiv să apară și greșelile. Iar greșelile de obicei la nivelul primei ligi au fost penalizate. Dacă în Liga a doua ne-am permis în anumite momente să greșim fără să fim penalizați, de data asta au fost foarte multe momente când am greșit și când am greșit s-a și văzut pe tabelă. În afară de ispas mai avem și alte probleme, dar v-am spus, încă mai este mâine o zi de antrenament. Mai vedem. N-aș vrea și sunt un tip care nu neapărat secretos, dar sunt lucruri care țin de incertitudinea unor jucători și nu vreau să spun că sunt accidentați ca să induc în eroare adversarul, dar nici nu vreau să spun că sunt apți și după aia să spun nu avem niciun accidentat și la mes ne prezentăm cu 3 sau 4 jucători. În momentul de față, ispas clar că nu va putea juca, dar mai avem și alte probleme care au apărut de la ultima partidă și va trebui să le gestionăm. Asta nu înseamnă că jucătorii care îi vor înlocui, vom avea scuză că cei care îi vor înlocui, domne, n-au jucat sau mai știu ce, au jucat mai puțin sau nu. Noi nu avem momentul de față. Sunt câțiva jucători importanți care au demonstrat că statutul lor de titular este unul cert. Dar și când nu i-am avut pe ei, am avut alți jucători care s-au străduit să-i înlocuiască. Am spus, am încredere în toată lumea, s-a demonstrat de atâtea ori, ați venit aici să spuneți că, domne, n-a jucat cu tare, n-a jucat cu tare, că cu tare. Au apărut după aia în echipă, în momentul când, știu, s-a considerat că pot ajuta echipa. Aici nu avem titulari și rezerve sau jucători care antrenorul are ceva cu ei, nu există așa ceva. Pentru mine personal nu există așa ceva. Vendete personale nu. Poftim? E normal să fie un schelet de bază, dar scheletul de bază a fost când a lipsit din scheletul de bază Silviu Lung, a fost când a lipsit din scheletul de bază Alin Roman, a fost când a lipsit din scheletul de bază inclusiv Ispas, pentru că n-a fost nici Roman, nici Lung, nici Ispas, n-a fost nici Buena, care la fel este un jucător important pentru noi ca lider și în teren și în afara lui. Au mai fost și alți jucători care au mai lipsit. Poftim? Cine? Și-a lipsit. Încă nu și-a revenit total, dar vom vedea. Vom vedea dacă este oportună folosirea lui, pentru că degeaba el se antrenează, dar încă nu are rit, a stat o perioadă, respectiv vreo 10 zile, s-a antrenat doar 2 sau 3, e destul de scurt timpul în care să putem să-l punem într-o formă de joc. Și atunci vom vedea dacă e oportună folosirea lui sau e oportună coptarea lui în lot. Dacă nu, îl vom lăsa și sperăm ca până după întrerupere să nu mai avem alte surprize. Și la ultima partidă, iarăși am avut, da, am spus, au fost foarte multe intrări peste limita regulamentului, am văzut niște intrări de judo, de nepenalizate, noi am luat cartonașe pentru intrări absolut normale, după care adversarii noștri au trebuit să facă 2 sau 3 faulturi ca să primească un cartonaș cu chiu cu vai. Cam asta e. Ar trebui să fie mai atenți cei care delegă brigăzile, pentru că se știe foarte bine, Galați versus Iași este o partidă cu o încărcătură aparte și ar trebui să fie un arbitru care chiar poate să țină în frâu, cum se spune, un asemenea joc. Sunt și foarte rigizi, marea majoritate între ei, am văzut jocul la televizor, și în foarte multe momente am văzut, inclusiv pe al patrulea arbitru, că mai mult avea probleme cu banca noastră. Dacă sunt probleme, sunt când sunt eu pe margine, eventual. În niciun caz când sunt colegii mei. Și au primit cartonaș galben un coleg de-al meu. Iar
când iese să uite la banca adversă, să face că nu se uită. Să uită sau să uită cine, cum îl cheamă, pe unde a jucat, ce a fost. Am spus, de fiecare dată, noi suntem un pic prea puși sub lupă în foarte multe momente.